Actualitatea cu Tudor Mușat. Mă găsim. Bună seara, Irina, bun găsit tuturor. E supărare mare în coaliție, în cele două tabere. Supărarea pe care o bănuiam aseară s-a dat pe față, cum se spune, astăzi, din reacțiile politicienilor de la vârful PSD, de la vârful PNL. Răzbate clar această frustrare că negocierile astea pe comasare nu au dus nicăieri. S-a ajuns chiar la declarații țâfnoase. Ciolacu spune: nici oamenii de pe stradă, nici șefii de companii cu care m-am întâlnit nu mă întreabă de comasare, nu interesează pe nimeni subiectul ăsta. PNL-ul, pe de altă parte, prin vocea lui Ciucă, spune: dacă discuția asta întârzie mai mult de sfârșitul săptămânii, ea devine practic inutilă. La ce s-ar putea ajunge? Cine o să clipească primul în această discuție foarte complicată, în acest joc de poker, în care PSD-ul pare că vrea neapărat să dea candidatul unic la președinție, iar PNL-ul vrea neapărat să-l dea el și, dacă se poate, să obțină și această comasare a europarlamentarelor cu localele, ceea ce le-ar urca scorul. Toate scenariile sunt pe masă, discutăm despre toate variantele în emisiune și o să vedeți cum au scos capul și candidații de rezervă în timpul acestor certuri ale liderilor. Mircea Joană intră într-un adevărat scandal cu conducerea PSD-ului, spune că s-au milogit de el să le fie candidat. PSD-ul neagă, practic îl acuză pe Joană de minciună, că înflorește lucrurile. Mai apare în poză și Dan Puric, care se revendică candidatul AUR la prezidențiale. Partidul are o poziție, nici din ea nu se înțelege foarte clar dacă Puric are dreptate sau nu. La ce se va ajunge, cât de complicat e tabloul în această perioadă, ne uităm noi la toate detaliile în actualitatea. Vă aștept! Bună seara, doamnelor și domnilor! Supărare mare între PNL și PSD, o supărare pe care aseară o ghiceam după întâlnirea eșuată a coaliției și care a devenit certitudine astăzi, ba chiar cu accente de furie. Ciolacu ne-a informat răspicat că la cum stau lucrurile acum vom avea toate rândurile de alegeri, fără nicio comasare. Ba chiar a ținut să precizeze cu țâfnă că nici omul de pe stradă, nici șefii de companii cu care s-a întâlnit astăzi nu sunt deloc interesați de vreo comasare. Iar Ciucă amenință că dacă până vineri nu se trage o concluzie, discuția nici nu mai are rost. Miza supărării o știm, candidatura unică la președinție, fiecare o vrea pentru sine, niciunul n-a găsit ceva suficient de bun de dat la schimb. Mai poate salva ceva aceste discuții sau ne îndreptăm cu pași mici, dar siguri, spre o destrămare a coaliției? Cât se mai poate forța nota între cei doi? Toate scenariile sunt pe masă, le discutăm imediat. Între timp, candidații de rezervă își fac tot mai simțită prezența. Joană intră într-un adevărat scandal cu conducerea PSD, ironii, acuzații de minciună, tot tacâmul. Iar de pe scena unui teatru, Dan Puric lansează în fraze întortocheate ceea ce pare anunțul candidaturii la președinție din partea AUR. Partidul iese cu opoziție, nici din ea nu se înțelege mare lucru, o să o vedeți în emisiune, o discutăm, tabloul devine tot mai colorat, ne uităm la toate detaliile în actualitatea. Vi prezint pe invitații mei, Dan Vâlceanu, deputat PNL, bună seara! Bună seara! Consultantul politic Alexandru Coita, bună seara. Bună seara. Radu Miruță, deputatul SR, bună seara. Bună seara. Și sociologul Vladimir Ionaș. Bună seara. Bună seara. Aici în platou o să avem imediat și câteva legături video, să vedem ce se întâmplă la partidele din coaliție. Până atunci ne-a dat semnalul, cât se poate de clar, Nicolae Ciucă. Eu cred că orice prelungire dincolo de ziua de vineri este inoportună și nu mai are niciun fel de rost. Mai discutăm pentru că, pe de o parte, ocupăm spațiu public cu un subiect care se rostogolește și așa de foarte mult timp și până la urmă trebuie să vedem care sunt celelalte probleme. Bun, discuția nu mai are sens după ziua de vineri. De ce, domnule Vâlcean? Pentru că e târziu, oricum era deja târziu și lucrul ăsta trebuia tranșat de anul trecut, dacă chiar PSD ar fi dorit să facă această comasare a alegerilor.
PSD și-a jucat cartea Cum putem mai bine, a arătat această comasare ca, așa cum o spuneam și înainte de emisiune, ca fiind Sfântul Graal pentru PNL, adică asta a fost ceea ce conducerea PNL a lăsat să se înțeleagă și în partid și în opinia publică. Odată cu această comasare, partidul își rezolvă problema localelor și europarlamentarilor, mai ales a europarlamentarilor. Și partidul e salvat, practic, odată cu această comasare. Deci PSD-ului a fost expusă ideea asta cât se poate de clar de către PNL, ziceți? Nu, adică, nu. Eu cred că ideea asta a fost, expusă opiniei publice și mai ales colegilor din partid. Colegii din partid trebuiau să meargă la un Consiliu Național duminică în care, practic, să sărbătorească comasarea. Numai că... neputând să se, nemai existând de această comasare, și Consiliul Național a fost amânat. Pentru că, practic, nu mai aveai ce să le spui în momentul ăsta liberalilor. Dar PSD și-a jucat cartea pentru că știa cât e de importantă această comasare pentru Partidul Național Liberal și vreau să vă spun că prima ședință cu grupurile reunite la care s-a discutat despre comasarea legilor a avut loc în toamna anului 2022. Deci din toamna anului 2022, când conducerea partidului ne spunea că trebuie să fim prezenți la Parlament, că va urma un pachet de legi pentru comasarea legilor, până acum, PSD a lăsat să se înțeleagă că n-ar avea nimic împotriva comasării, dacă și Partidul Național Liberal livrează ceea ce PSD are nevoie. Și am livrat, slavă Domnului, tot ce a vrut PSD pentru această comasare. Se știa atunci că PSD are nevoie să-și pună candidatul la președinție și să fie susținut de PNL? Nu, n-a fost niciodată o discuție de așa ceva. Despre așa ceva și de altfel vreau să vă spun că din ce spune domnul Ciolacu, nici măcar pentru PSD n-ar fi inteligent să nu-și pună PNL candidat la prezidențiale. Domnul Ciolacu, tot ceea ce face acum este doar să blocheze comasarea, să-și găsească argumente care să blocheze posibilitatea de comasare. Bun, hai să vedem, Alex Coita. PNL vrea foarte mult această comasare din vară, dar nu atât de mult încât să renunțe la a avea candidat propriu la prezidențiale. Iar PSD vrea foarte mult, sau mă rog, asta rezultă din ceea ce știm până acum, să dea acest candidat unic la președinție și să obțină această garanție de la PNL că dacă îi ajută cu comasarea, atunci vrea și el la schimb povestea asta. Da, povestea este foarte încurcată. Cine are mai mult de pierdut dacă nu iese? Păi, sincer, amândoi au de pierdut, dar mai mult, evident, PNL. Acum, pentru PSD să se facă alegerile la termen, nu e o mare tragedie. Adică, ați văzut că sondajele și cele publice și cele care sunt făcute doar pentru partide stau binișor, cam în marja lor tradițională, fără publicul acela peremist care a migrat spre Șoșoacă și Aur, deci un 30%, obțin, aș spune, curat. Fără comasare, dacă era comasare, poate mai ciupea 1-2%. Acum, în logica europarlamentarilor este aproape irelevant. În logica localelor, la fel, nu face mare diferență. Adică, cu siguranță, PSD-iștii o să mobilizeze și la localele din septembrie. Pentru PNL, sigur că pe undeva toată povestea asta este, cred eu, hiperumflată. Pentru că, vedeți dumneavoastră, când devine așa destul de transparent că partidul este într-o zonă de, cum să spun, nici nu vreau să fiu prea critic, pentru că e un partid important, PNL, și un partid la care consider că, mă rog, trebuie să fie acolo sus, cât de sus poate, evident. Dar atunci când pui problema comasării ca pe un colac de salvare, în condițiile în care problema este mai mult de moral al trupelor, pentru că dacă cumva ieși cu unul în față și Aur e acolo sau peste tine sau e în marge, deja evident că primarii se gândesc de două ori ce să facă, oamenii din teritoriu la fel și riști ca partidul să pice în picaj în pragul celor mai importante alegeri locale, parlamentare și prezidențiale. Da, pe de altă parte, pentru un partid ca PNL nu trebuia să fie chiar așa o chestie de viață și de moarte, adică oamenii trebuie să înțeleagă că trebuie să se mobilizeze chiar dacă sunt europarlamentare, să-și ducă candidații în Parlamentul European și cu asta basta, că până la urmă alegerile sunt despre fiecare partid care să-și măsoare forțele, mai ales că acum chiar vorbim de un test. Nu e o miză foarte mare, dar și cu asta conchid. Și, dar faptul că ei cumva s-au rezultat, că toată lumea și noi comentam că domnule, e o chestie de make or break pentru PNL, a creat senzația că pot fi puși cu spatele la zid, de unde și poziția maximalistă a PSD-ului lui Ciolacu, care din punctul meu de vedere au jucat tactic corect în termenii negocierii. Dar, uitați, acum intrăm într-o situație în care nu prea, adică o să fie un an complicat, foarte complicat și agitat,
dacă nu-și tranșează-i problema, dar poate, sincer, poate așa e mai sănătos pentru democrație. De ce nu? Da, se putea negocia sau se putea cere altceva în logica lucrurilor dinspre PSD, domnule Ionaș? Adică Ciolacu ce era să facă în situația în care se venea la el cu propunerea asta? Domnule, hai să comasăm ca să obținem un scor bun. Putea să ceară altceva? Mie nu mi-e foarte clar ce s-a cerut până la urmă, care au fost toate acele capitole pe care PSD-ul le-a cerut în negocieri și le-a și obținut. Eu, în povestea cu o eventuală negociere la momentul actual pentru alegerile prezidențiale, mi se pare o glumă. Nu cred că poți să oferi ceva imediat cuiva, așteptându-te ca peste un orizont de 9 luni să respecte la virgulă ceea ce ți-a promis. Pe de altă parte, ce siguranță ai tu, PSD, că primarii PNL din teritoriu, că echipele PNL din teritoriu vor trage în alegerile prezidențiale pentru tine? Adică eu nu înțeleg de ce s-ar fi blocat totul de la această chestiune. Pe de altă parte, nu înțeleg de ce a durat atât de mult această negociere, dar până la urmă e o chestiune care ține de cum reușesc partidele să înțeleagă, ține de voința politică, de capacitatea fiecărui partid de a negocia. Și dacă nu se întâmplă comasarea, că înțeleg că până vineri e termenul, da, limită, dacă nu se întâmplă, vin niște alegeri europarlamentare care vor fi un test pentru toate partidele. Până la urmă, cred că fiecare partid ar trebui să-și dorească să vadă exact cum stau și cât de bine se pot mobiliza, pentru că în momentul în care face această comasare nu mai știe exact ce se întâmplă, pentru că implicarea nu neapărat a primarilor, eu tot spun, ci a celor din consiliile locale, oamenii care au un interes mărunt în fiecare comună, oraș mic și așa mai departe, schimbă evident percepția, dar până la urmă e un moment, e un test, un moment T0, fiecare va ști cum arată exact intenția de vot sau votul propriu-zis pentru partidul pe care îl reprezintă și își poate face niște calcule pentru celelalte alegeri care, strict politic, pentru toate partidele sunt mult mai importante, și localele, și parlamentarele, și prezidențiale, da, europarlamentarele. Bă, eu dar o să fie primul trecut. Șoc, o să fie dușul rece. Frustrarea e la cote mari. Oglinda. Și te întreb la care dintre cele 4-5 tururi de alegeri va refula, da, frustrarea. Dacă mă întrebați pe mine, cred că toate partidele și-ar dori ca refularea să aibă loc la europarlamentare, să ducă lumea la Bruxelles, să aibă acolo, să-și rezolve problemele, iar apoi până la parlamentare, locale, prezidențiale, să se... Păi da, s-ar putea să înceapă picajul, s-ar putea să se dea semnalul picajului. Domnule, uite cum stau, uite ce scor lamentabil, cum zicea și Alex, uite scor cu unul în față, ce mai facem? Din punctul meu de vedere, din iunie până în septembrie, octombrie, noiembrie, ai timp să mai corectezi anumite chestii, dar asta ține de modul în care partii, dar până la urmă e o decizie politică. E la telefon cu noi purtătorul de cuvânt al PNL, Radu Stroie, pentru că am promis că luăm punctul, Ionuț Stroie, scuzați-mă. Luăm pulsul a ceea ce se întâmplă în partide. Bună seara, domnule deputat! Bună seara, mulțumesc pentru posibilitate. Explicați-ne ce s-a întâmplat astă seară la această foarte scurtă ședință. Înțelegem că, pe lângă că a fost scurtă, nici perspectiva unei următoare întâlniri nu mai e pe tapet. Păi, atâta timp cât în cadrul discuțiilor din coaliție nu s-a stabilit o soluție privind organizarea anului electoral 2024, am considerat că o decizie care să valideze cumva o propunere rezultată din negocieri este deocamdată fără obiect. Așa că am socotit că e mai bine să amânăm acest Consiliu Național ulterior, la data la care cu siguranță vom ști care este calendarul electoral al anului 2024. Dar de ce termenul ar fi? De ce termenul ar fi vineri neapărat pentru finalizarea acestei discuții? Cum zice domnul Ciucă. Termenul este această săptămână. Cu siguranță, dacă să ne uităm în calendar, ar trebui în 3 luni și jumătate să se înceapă organizarea, într-o jumătate de lună, plus cele 3, organizarea efectivă a alegerilor, și anume alegerea judecătorilor, tragerea la sorți, organizarea birourilor electorale de circumscripție. Dacă vorbim de europarlamentare, evident că este vorba de una singură națională, dacă e vorba de comasate locale de mai multe în fiecare localitate, e totuși un calendar întârziat, trebuie să recunoaștem. Noi, liberali, am spus-o mereu. Suntem, din păcate, în ceasul al 12-lea. O decizie în sensul ăsta mult mai sănătos ar fi fost să se fi luat anul trecut, astfel încât, atât pentru competitori, dar cât și pentru publicul larg, cei care... Păi și de ce n-ați presat anul trecut pentru această decizie? Aduceți-vă aminte că am fost cei care am solicitat să punem pe agenda coaliției acest subiect anul trecut.
în acest an, atenție, subliniez și repetăm, nu noi suntem cei care am readus subiectul Comasa Apelor, el practic se epuizase din punctul nostru de vedere anul trecut. Le-am transmis partenerilor noștri de coaliție disponibilitatea noastră și, bineînțeles, modul în care ne dorim a discuta soluții pentru simplificarea anului electoral, dar atenție foarte mare, nu am dat mandat echipei de negociere pentru funcții, pentru alianțe politice, pentru, eu știu, candidaturi comune. Mandatul dat de partid echipei de negociere din care face și președintele Ciucă a fost pentru un calendar simplificat. Bun. Al alegerilor. Haideți să recapitulăm. Deci n-a fost ideea dumneavoastră să reîncălziți această discuție, ci a PSD-ului. Nu ziceți dumneavoastră că PSD-ul a venit la început de 2024, după ce dumneavoastră de la PNL abandonaseți ideea și ziceați, domnule, nu mai discutăm anul ăsta, vine PSD-ul și cere chestia asta. Și dumneavoastră primiți mandat să negociați așa ceva. Hai să acceptăm că e așa. Întrebarea este, și atunci, ce se negociază de fapt? Explicați-ne și nouă. Dacă vă feriți atât de mult să spuneți că, adică ne spuneți doar că se negociază un calendar al alegerilor. Ce cere partea elaltă de nu vă înțelegeți? Simplificare a anului electoral 2024, un an fără precedent în istoria. Nu, ce vă cere PSD-ul cu care dumneavoastră nu sunteți de acord de nu merg negocierile mai departe? Din păcate, vă spun sincer că din punctul nostru de vedere, discuțiile ar trebui să se focuseze exclusiv pe soluțiile comasării sau simplificării calendarului de alegeri. Din păcate, există anumite discuții pe care eu le-aș cataloga ca fiind speculative, privind candidaturi unice, privind împărțirea, eu știu, electorală a orașelor și așa mai departe, care, sincer, nu reflectă spiritul discuțiilor și ideea lansată de noi în faza inițială. Din păcate, în momentul de față, discuțiile nu pot avansa și nimeni nu poate fi forțat să aibă candidați comuni sau candidat la prezidențiale comun. Și la fel, acest lucru nu poate fi parte a acestei negocieri. Președintele țării este ales direct, în mod democratic, de cetățeni. Nu știu dacă am putea merge într-acolo încât PNL să poate pentru prima oară să susțină alt candidat decât cel provenit din rândurile noastre. O soluție, în schimb, privind organizarea în comun a acestor cicluri electorale consecutive, 5 la număr, evident că putem să avem, chiar dacă suntem destul de târziu, chiar dacă suntem întârziați. Bun. O ultimă întrebare, domnule Stroie, în momentul în care această discuție nu se finalizează până la sfârșitul săptămânii, cum ziceați, poziția PNL-ului, care înțeleg va fi dezamăgit că nu are loc această comasare, din indiferent ce motiv, care va fi? Ce veți face? Vă vedeți de treabă ca și până acum? Este foarte simplu. Dacă o astfel de soluție nu va putea fi agreată, atunci vom rămâne în ecuație din prezent, în care va trebui, în mod evident, să organizăm în mod consecutiv 5 momente distincte de vot în România. Practic, vom intra în campanie electorală în luna mai, vom ieși probabil în luna decembrie, vor fi 5 cicluri succesive de alegeri. Noi suntem pregătiți, noi liberali suntem pregătiți pentru toate variantele, cu toate că noi și acum considerăm că simplificarea acestui an electoral și ideea organizării împreună a mai multor alegeri ar fi un avantaj în primul rând pentru români. Ar fi o prezență mult mai mare la vot, am combate pe undeva absenteismul sau oboseala electorală care se va instaura, am putea să avem blocaje instituționale apropo de campania asta electorală care practic va paraliza totul. S-ar putea să facem ceva economii la bugetul de stat. Sunt argumente cu care noi am venit de mult. Bun. Deci dacă nu se întâmplă nimic, se continuă. Mulțumesc foarte mult. Nu e niciun fel de problemă. Suntem un partid suficient de puternic, mare, 17 președinți de Consiliu Județene, 10 primari municipiului de ședință de județ, 1260 de primari, vom fi la fel de mobilizați, indiferent de modul în care se vor organiza alegerile în acest an. Mulțumesc foarte mult, Ionuț Stroie. Domnule Miruță, argumentul PSD e așa.
dacă salvăm PNL-ul, nu comasând alegerile și oferindu-i șansa să tragă primarii pentru un scor bun, totuși, ce facem, ce primim noi la schimb? Ce vrem noi e asta cu candidatul unic. Că după aia cine știe ce se întâmplă? Și imagina cineva că PSD-ul e o organizație de binefacere care salvează PNL-ul așa gratuit? Nu cred că și imagina nimeni decât poate domnul Ciucă în lipsă de alte soluții. Păi dar auziți ce zice PNL-ul? Că nu vrea să fie salvat. Eu nici nu și-a pus problema asta. Ce spune PNL-ul începând de astă seară. De două săptămâni particip și eu la emisiuni în care am văzut contorsionări ale comunicatorilor PNL care se străduiau fără foarte multe argumente să justifice motivul pentru care o comasare ar fi fost bună. Nu știu ce s-a întâmplat de câteva zile încât toate argumentele astea acum mai pun într-o situație ridicolă. Ce mi se pare mie extraordinar de evident este următorul lucru. Aceste comasări, aceste alegeri suprapuse au fost cerute de către PNL. Văzând și argumentele... Eu zic că nu. Bun, dar de două săptămâni, toată lumea care urmărește spațiul public și dezbaterile din platou au văzut niște peneliști foarte înfierbântați, înfierați despre cum să susțină lucrurile astea. Îmi imaginez că nu e o lipsă de coerență, ci că susțineau un scop. Dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, și dacă se întâmplă, în oricare dintre variante, PNL-ul iese cu un handicap. Unu, a cerut asta pentru că este slab și a ajuns să ceară ajutorul de la dușmanul cândva politic al lor, care era PSD. Asta e o dovadă extraordinar de mare de slăbiciune. Al doilea scenariu în care comasarea nu se mai întâmplă, tu ai cerut ceva într-o coaliție care nu s-a întâmplat. Înseamnă că nu ești foarte semnificativ acolo. Al treilea lucru care îi dezavantajează și pe cei de la PNL și pe cei de la PSD este intervenția domnului Iohannis, că de acolo mie mi se pare că s-a stricat joaca. Merg săptămâna trecută la Bruxelles, domnul Iohannis a cam spus că s-ar fi așteptat să-l întrebe și pe dumnealui despre viitorul candidat la președinție. Asta este... ceea ce nu infirmă nimeni și înțeleg că a spus-o la o ședință informală cu presa, unde au fost foarte mulți sau suficient de multe persoane prezente încât să confirme asta. PNL-ul a zis totuși la un moment dat, public a zis povestea aia cu nu stăm să facem noi calcule pentru 10 ani, românii trebuie să fie cei care aleg nemijlocit dacă principalul președintele... vector de sprijin, principalul levier al PNL-ului în continuare este un președinte căzut în grațiile tuturor românilor, căzut în disgrația tuturor românilor, e un alt element să ne dăm seama cât de jos stă PSD-ul. Pe de altă parte, și PNL-ul, pe de altă parte și PSD-ul. Ajunge să se ducă la domnul Iohannis ca la un notar care să le parafeze că despre asta era vorba. PSD-ul lui era teamă că PNL ia scor mic, PNL-ul își execută leadership-ul pentru că a obținut un rezultat prost și înțelegerea pe care leadership-ul a avut-o cu PSD nu mai are de cine să fie susținută pentru că au plecat ăia de acolo. Și aveau nevoie de o garanție care n-a apărut. În tot acest timp, două săptămâni, tot guvernul României a fost blocat pentru comasare. N-am văzut că au scăzut prețurile între timp. N-am văzut că a scăzut inflația. N-am văzut că s-au rezolvat problemele oamenilor din stradă. Toată discuția asta este cu un singur scop. Ce să facă pentru ca în schimbul unei guvernări dezastruoase să găsească o gaică de care să se agațe în continuare? Stați de stați așa, că PSD-ul s-a prins că asta e o temă. Hai să vedem ce spune Marcel Ciolacu, președintele partidului, care susține că n-ar trebui să intereseze pe oamenii de rând chestiunea asta și nici pe politicieni n-ar trebui să intereseze foarte tare să discute asta, câtă vreme România reală are alte probleme. Hai să-l vedem. În acest moment avem alegeri conform legii. Adică respectiv, avem patru rânduri de alegeri, deci nu se mai face cum cu adevărat, cum am avut și crize suprapuse. Anul acesta vom avea și alegeri suprapuse. Într-un singur an, patru rânduri de alegeri. Ce dumneavoastră, când ați mers pe stradă, v-a întrebat cineva de comasare? Păi nu m-a întrebat nimeni. Cred că și domnul Ciucă, dacă mi-ar cere mie să renunțe PSD-ul la candidat, și eu dacă i-aș cere domnului Ciucă, ne-am jignit unul pe altul. Și cred că, după cum ați văzut, nu avem această inclinație de a ne înjigni. Da, foarte interesant ce se întâmplă acolo, în coaliție. Vă rog. Înainte să intervine, înainte să intre în direct purtătorul de cuvânt al PNL, vreau să punctez un aspect și vreau să vă spun acum și să rămână pe bandă, cum se spune. PNL nu va renunța
și nu poate renunța la candidatul propriu pentru prezidențiale. Pentru că în momentul în care renunță, poate să pune cruce partidului și devine nou PNC. O să fie în muzeu obiect de studiu al, pentru studenții la științe politice. Pe de altă parte, PNL are o mare problemă, pentru că dacă fiecare merge cu candidat propriu, ei riscă foarte bine să nu intre în turul 2 și să găsim un candidat PSD, că e Ciolacu, că probabil că o să fie Ciolacu, împreună cu un frumos candidat aurist, aurist-oșoșocist. Păi și pentru PSD s-a rezolvat atunci, nu? Păi da, pentru PSD s-a rezolvat, dar eu vorbeam de PNL aici. E o mare problemă. E o mare problemă și atunci treaba e foarte complicată. Plus că vă mai spun un lucru, că ați menționat de Iohannis, spunea domnul Miruță. Eu recunosc că n-am remarcat. De ce? Pentru că eu mă gândeam așa, în logică europeană, se tot vorbește că Iohannis s-ar duce la Consiliul European. Da? E summitul șefilor de stat și de guvern. E bine, aici intervine un alt aspect. Dacă ne uităm la Bruxelles, poate pare plictisitor, dar credeți-mă că nu e. Sunt 4 posturi cheie, da? Avem președintele Parlamentului European, care e un post așa mai decorativ, președintele Consiliului European, președintele Comisiei Europene și înaltul reprezentant. Acum, în iunie, când vin alegerile, PPE-ul, familia politică a domnului Iohannis, cât o să ia? Nu știu, un 30% acolo. Deci 30% înseamnă că e cam 1 din 4. Greu de crezut că o să poată pune și al doilea. Și atunci, în condițiile în care Ursula von der Leyen, PPE, probabil va rămâne, toată lumea de acolo spune că va rămâne, greu de crezut că vor mai putea să împingă un al doilea din PPE la Consiliul European pe Iohannis și aici intervine cheia, în afară de faptul în care se spune că s-ar crea o situație atipică în care și socialiștii europeni ar susține o astfel de candidatură. Nu zic că s-ar întâmpla, dar dacă Ciolacu Marcel are forță ca să împingă, să spune, domnule, avem o jumătate de candidatură, dar mai pune și voi jumate acolo, mai puneți niște voturi să-l punem pe Iohannis, că e bine pentru toată lumea, să fie bine. Atunci se pune întrebarea în ce măsură Iohannis poate să încline balanța într-o parte și în alta, dar PNL nu va renunța și atunci eu cred că, dar ați văzut că de ieri se discută deja că ipoteza s-a fost reșapat domnul Joană și se discută din nou, s-a pus din nou pe tapet candidatura. Da, discutăm imediat. Iertați-mă că ne așteaptă în linie purtătorul de cuvânt al PSD de data asta, senatorul Lucian Romașcanu, căruia îi mulțumesc pentru răbdare. Bună seara! Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Bun, acum văd, l-am auzit și pe Ionuț Troie ceva mai devreme, nu de la liberale ar fi venit chipurile această idee a comasării, înțelegem că de la dumneavoastră, de la PSD, a fost destul de limpede că a venit ideea asta, zic ei. Și unde s-au blocat lucrurile, domnule Romașcanu? Vă întreb și pe dumneavoastră, că retorica oficială este nu cădem de acord asupra calendarului alegerilor. Și întrebarea firească e, cum adică nu cădem? De ce? Ce aveți de împărțit? Aveți voi purtători de cuvânt oficial, încă vreo câțiva neoficiali. Nu există dubiu, dacă ne uităm la posibilele avantajele ale unei asemenea comasări, de unde ar fi venit ideea. Și nu zic că e rău sau că nu trebuie discutat. Singurul lucru pe care trebuie să-l înțelegem este că nu se poate ieși în fața oamenilor cu o negociere pentru luna iunie și atât. Oamenii vor să știe tot calendarul electoral, vor să aibă seriozitate la vârful conducerii politice a țării și atunci e normal ca Partidul Social Democrat să se țină de ceea ce a spus președintele Ciolacu, negociem orice, dar când ieșim pe un calendar al anului 2020. Bun, și dacă acest calendar implică doar această comasare din vară, ce ar fi greșit? Întreb și eu, ok, românii o să fie informați că se comasează doar localele cu europarlamentarele, punct. Păi da, ați auzit declarații de la vârful PNL-ului că facem noi această înțelegere pentru iulie și după ce se întâmplă ce s-a întâmplat la alegerile respective, vedem ce mai avem de comasat după aia. Nu funcționează așa. Păi, n-aveți decât să nu acceptați altă comasare, mă gândesc. Ceea ce s-a și întâmplat, n-am acceptat această discuție. Înțeleg că în această seară a fost o ședință a conducerii PNL-ului în care s-a luat un mandat mai flexibil de negociere, urmând ca vineri să se decidă ori așa, ori așa. Uitați, domnul Vâlceanu de aici, din platou, vă contrazice. Acum pare așa un fel de provocare a dumneavoastră să-i mai chemați la discuție odată.
Păi nu, dar e discutată deja și a zis domnul Ciucă existența acestei întâlniri de vineri. Sau că trebuie luată vineri o decizie. Acum domnul Vâlceanu, sigur, a fost acolo, știe mai bine. Eu vă spun că dacă, exact ce a spus și domnul Ciucă, dacă până la sfârșitul acestei săptămâni nu se ia o decizie, nu se va mai putea tehnic după aia, pentru că sunt niște calendare de elaborare și adoptare de acte normative și nu mai stăm. Da, domnule Romașcanu, este sau nu este în discuție această ipoteza unui candidat unic? Mie mi-ar plăcea să susțină PNL-ul și toată lumea candidatul PSD-ului, dar e puțin probabil să întâmple, pentru că PNL-ul este un partid mare, cu pretenții foarte mari, PSD-ul la fel, nu văd cum am putea să avem un candidat unic. Nici în formula în care să-l susținem pe cel mai bine plasat în alegeri. Nu, acel candidat trage partidul, acel candidat va fi ales în primul tur înainte de alegerile parlamentare, turul 2 va fi după. Sunt foarte multe mesaje pe care le dai cu candidatul tău. Să nu-l ai e destul de complicat. Bun, și atunci înțeleg că nu asta v-ar deranja, ideea că nu există un candidat unic care să fie de la PSD, ci doar că nu știți tot calendarul pe anul în curs, adică ce se mai comasează cu ce, dacă. Tot calendarul cu date, care este firește urmat sau în paralel, se fac și negocierile politice, care sunt confidențiale, se întâmplă în ședința restrânsă a coaliției. Dar de acolo trebuie să iasă, domnule, avem alegeri parlamentare cu locale în iunie sau avem parlament europarlamentare iunie, septembrie locale și așa mai departe. Trebuie să se iasă cu ceva pentru respectul pe care trebuie să-l purtăm oamenilor. Stați un pic, iertați-mă, trebuie să se iasă cu ceva în materie de ce anume, dincolo de calendar. Ceva, adică cu un calendar al anului 2024. Avem comasare în iunie, după care avem restul la fel. Sau avem comasare în iunie și ne uităm la o comasare prezidențială. Habar n-am, nu știu, sunt 1000 de scenarii. Dar trebuie să ieșim cu ele de la început pentru tot anul. Nu putem merge din prag în prag. Și este o chestiune pe care e secretul lui Polișinel. Nici nu pot negocia un sprijin evident pentru Partidul Național Liberal până la treapta la care Partidul Național Liberal culege beneficiile, după care mai vedem ce mai discutăm. Domnule Romașcanu, îmi permiteți o întrebare? Vă rog. Aveți cumva o teamă în PSD că după alegerile europarlamentare la PNL n-are cine să se mai ține de promisiunea făcută acum? Nu e asta teamă și nu e o teamă. O preocupare de negociere, poate nu-i teamă. Este, da, este o preocupare de negociere firească pentru a avea o înțelegere până la capăt. Nu poate fi scarificat. Întrebarea mea era dacă preocuparea dumneavoastră este în acest moment că după alegerile europarlamentare, comasate sau nu cu locale, partenerul dumneavoastră de înțelegere nu ar mai fi același și nu ați mai putea să continuați înțelegerea în bucata care vă interesează pe dumneavoastră spre a doua rundă de alegeri. Nu, nu e neapărat că ne interesează ceva. Noi suntem suficient de bine poziționați în acest moment să le ducem pe toate așa cum este legal în acest moment. Păi eu înțeleg așa, eu doresc și văd toate declarațiile Partidului Național Liberal și sper să aibă această consecvență de a-și susține președintele până la capătul acestui an cu patru runde de alegeri. Deci de fapt asta e preocuparea. Da, stați ca să-mi completez eu, domnul Miruță. Că... Eu mă gândesc așa ar fi natural. Eu înțeleg așa. Șapte președinți că... în șapte ani. Nu e bine pentru PNL, nu că nu e bine pentru PSD. Da, noi avem nevoie de un PNL puternic în această țară. Exact. Altfel vedeți cine preia scena. Exact asta vreau să zic, că dacă se comasează, atunci mai au cu cine să vorbească după aceste alegeri, pentru că PNL-ul o să obțină un scor suficient de bun încât Ciucă să nu fie debarcat. Dacă nu se comasează, atunci pericolul într-adevăr devine foarte mare, ca Ciucă să fie debarcat. Problema reală a PSD-ului este fix din logica inversă pe care domnul Romașcanu abil încerca să o argumenteze. Fac înțelegerea acum, trec podul PNL-ul, după care PNL-ul ajunge pe malul celălalt și când vine rândul PSD-ului să îi se întoarcă acest beneficiu, nu mai are cu cine vorbi, pentru că rezultatul PNL-ului, comasat sau necomasat, va fi unul slab. Întrebarea e, mai slab sau mai puțin slab în funcție de... Dacă e comasat, s-ar putea să nu fie slab. Să și nu fie discuția atât să... de slab, dar nemulțumitor pentru PNL. Da.
Și atunci, acum am o înțelegere cu tine că ești în poziția de șef al Partidului Național Liberal, după care pe tine te execută partidul și eu rămân cu bucata de înțelegere care nu mai este livrată pe... Da, eu mai am o nelămurire, cu permisiunea celorlalți invitați, domnule Romașcanu. Cum adică alte negocieri care sunt confidențiale? Adică, stați așa, eu înțeleg, ok, da. Totuși, măcar cu tema, cu perspectiva, nu credeți că și alegătorii trebuie familiarizați? Dom'le, ce mai discutăm în calendarul ăsta? Ca să nu ne trezim cu anexe secrete la înțelegere. Nu există, că nu suntem Ribbentrop Molotov. Există pur și simplu un proces de negociere care nu e public. La sfârșit se iese cu decizia. E atât de... Dar din punctul meu de vedere, eu îmi doresc să avem un răspuns ferm din partea colegilor, pentru că nu mai putem să întârziem. E evident. Da, mulțumesc foarte mult senatorului Lucian Romașcanu. Acum, mai sunt aici niște argumente la PNL, domnule Vâlceanu. PNL-ul ar putea să zică, domne, niciodată un candidat al PSD-ului nu o să aibă șanse să ia Cotroceniu. Prin urmare, dacă vorbim de un candidat unic, ăla trebuie neapărat să fie de la PNL, că are mult mai multe șanse. Al doilea, mai umblă așa un zvon că, mă rog, anturajul domnului Ciucă îl tot promovează ca fiind mai bine văzut de partenerii noștri occidentali, măcar acolo, cu o cutime, decât domnul Ciolacu. Deci sunt tot felul de argumente pentru care PNL-ul insistă că dacă e să dea cineva candidatul unic, ei trebuie să-l dea. Eu nu cred că discuția este una serioasă. Nici PSD nu poate să abordeze alegerile prezidențiale fără candidat și nici PNL nu poate să abordeze aceste alegeri fără candidat. Sunt cele mai mari partide din România. Este exclus să avem alegeri prezidențiale la care unul dintre cele două partide mari din România să nu aibă candidat. Mai mult decât atât, nici nu cred că dacă unul din partid nu și-ar pune candidat, voturile lui, acelui partid, vor merge automat către celălalt partid. Ba din contră, se vor risipi în alte părți și nu vor ajunge la adversarul politic. Dacă îl pui pe domnul Ciucă, de exemplu, care, după umila mea părere, poate fi scos din PNL și pus și la PSD, că nu deranjează. Adică n-am văzut acolo un liberalism de ăsta să dea pe din afară la domnul Ciucă, că nici n-avea când, ca să zic așa. E destul de nou în partid, nu-i neapărat lipit așa de esența partidului. N-ar urma PSD-iștii, nu l-ar vota pe domnul Ciucă? Mai degrabă decât peneliștii pe domnul Ciolacu? Nu. Nu. PSD-iștii își vor vota candidatul lor. Dacă nu va exista un candidat PSD, acel electorat se va duce unde dorește el, dar... S-au făcut sondaje și ați văzut că o foarte mică proporție din electoratul PSD ar vota un candidat PNL și o foarte mică proporție din electoratul PNL ar vota un candidat PSD. Astea sunt chestiuni care, de aceea vă spuneam că în negocierea asta, domnul Ciolacu l-a folosit strict pentru a bloca negocierea. De fapt, lucrurile au stat cu totul și cu totul altfel. Și discuția despre prezidențiale n-a fost de a susține un candidat unic, ci... Când faci prezidențiale, când faci parlamentarele, la turul 1 sau la turul 2? Asta a fost discuția. Bun. PSD își dorește la turul 2, PNL își dorește la turul 1. Și PNL își dorește la turul 1 ca să tragă pentru candidat să-l salte în turul 2. Exact. Și vă mai spun încă ceva. Și discuția despre București este una clar care nu poate exista. Pentru că dacă PNL nu își pune candidat, este avantajat Nicușor Dan. Dacă PNL își pune candidat, este avantajată Gabriela Firea. Da? Tocmai de aceea în 2020 a trebuit să facem o înțelegere și să nu punem candidat ca să poată să câștige altcineva în afară de PSD, Primăria Generală a Bucureștiului. Ceea ce trebuie să înțelegem cu toții este că noi am ajuns în situația în care am ajuns acum pentru că a existat o lipsă de competență și de asumare la conducerea partidului. Pe de o parte, atunci când se apropie un an electoral, nu există niciun fel de variantă în care tu să abordezi anul electoral fără o strategie. Domnule Mușat, uitați, discutam mai devreme despre ce s-a întâmplat la ședința PNL. A fost luată o singură decizie. Amânarea Consiliului Național pentru o dată ulterioară, atunci când vom avea o decizie în coaliție legată de comasare. Păi decizia în coaliție legată de comasare va fi vineri. Consiliul Național era duminică. Da? Nu trebuia amânat.
Și vineri, în momentul în care avea o decizie în coaliție, trebuia să știi dacă se întâmplă să nu ne înțelegem, facem așa și asta e strategia, dacă ne înțelegem, facem așa și asta e strategia și mergeai la Consiliul Național și o discutai. În momentul de față, trebuie să înțelegem că avem o conducere a Partidului Național Liberal care nu are o strategie. Și neavând o strategie, nu știe ce să facă în acest moment. Și are nevoie de puțin timp până își construiește o strategie, o viziune despre anul ăsta și abia apoi să facă un Consiliu Național. Pare că e un fel de dărută, domnule Ionaș, pe ambele planuri și la un partid și la celălalt. Că acum și PSD-ul vă care foarte multe nesiguranțe din astea, nu? Până la urmă cere niște lucruri maximal, vrea și această a doua comasare să pice doar cum vrea el, deci turul 2 al prezidențialelor cu parlamentarele, ca să mai tragă și acolo baronii locali pentru candidat, să nu cumva să-l abandoneze odată ce s-au văzut cu saci în căruță la prima rundă de alegeri și așa mai departe. Și până la urmă, acestea sunt chestiuni care țin de interesele fiecărui partid și sunt negocieri politice. Aici îi dau dreptate domnului Ciolacu. Să știți că în topul 10 a 10 priorități pe care le au românii, probleme, cum vreți să le numiți, comasarea alegerilor nu intră. Oamenii au cu totul alte subiecte de interes decât comasarea alegerilor. Vă spun de ce ne interesează. Că poate mai văd și de guvernare și poate înțelegem și noi la ce folosește această stabilitate pe care ei o tot proclamă. Trebuie să rezolve cât mai repede aceste negocieri, indiferent cu... Să comaseze toate alegerile într-una, nu știu cum pot, dar să le rezolve cât mai rapid. Să știți că indirect comasarea asta are legătură cu problemele oamenilor. Pentru că, de exemplu, aș fi vrut să văd conducerea PNL atât de încrâncenată pe subiect atunci când s-au crescut taxele. Da? Dar au cedat creșterea taxelor pentru a face comasarea. Da, să știți că comasarea între locale și europarlamentare, din punctul meu de vedere, eu dacă aș fi strategul unui partid, aș susține chestia asta tocmai pentru că are legătură cu nevoile oamenilor. Pentru că oamenii la alegerile europarlamentare nu sunt atât de interesați de temele europene. Dar de teme... care... Acum nu îmi spuneți că e bună Curtea Constituțională. Ok. Nu, eu când aud asta, știți că eu sensibil la asta. Curtea Constituțională nu știe nici ea când e bună și când nu. Ați văzut că mai schimbă deciziile. Singurul meu obiectiv pentru ei pe care l-aș recomanda e să... Nu știu, că vineri, că joi, discuția... Ne întoarcem imediat, o să vedem că sunt multe detalii în tabloul ăsta. De la aur vin niște vești despre un posibil candidat. Pe urmă există acest adevărat scandal cu Mircea Joană la nivelul PSD-ului. O să vedeți ce acuze și aduc părțile. Totul imediat ce revenim, rămâneți cu noi. Da, un anunț care ar putea complica sau ar putea aduce și mai multă culoare jocului politic de pe scena teatrului la sfârșitul unei piese cu titlul chiar Votați-mă, Dan Puric și-a anunțat în fraze foarte întortocheate candidatura la prezidențiale sprijinit de AUR. Întrebat despre situația asta, conducerea AUR spune în fraze la fel de întortocheate că, de fapt, Dan Puric va fi testat alături de alți candidați în alegerile, într-un fel de alegeri interne, pentru a se vedea dacă e cea mai bună propunere la prezidențiale, că nu e o informație despre candidatura sigură a lui Dan Puric, și că, uite, dacă a creat atâtea valuri anunțul ăsta, până la urmă s-ar putea să fie o idee bună. Ce înțelegeți, Alex Coita, din toată povestea asta? Înțeleg exact ce a spus și dumneavoastră. Adică sunt testați mai mulți candidați pentru AUR. Acum, știți cum e? AUR are o problemă și o oportunitate. Are o problemă pentru că dacă nu scapă de patalamaua asta de partid extremist pro-rus, ca așa, foarte simplificând, o să mă înjure iarăși toți auriștii pe Facebook, asta îmi asum, dar dacă nu scapă de ea, prea o să poată să intre la guvernare, că nu ai cum, cu războiul la graniță. Dar cum să scape de ea e problema. Păi asta e cum să scape de ea. Ar putea să scape de ea dacă reușește să pescuiască un candidat la prezidențiale care să fie cât de cât credibil, cu un profil mai sobru, mai echilibrat. Nu Dan Puric, îmi pare rău, nu știu, n-am nicio problemă cu Dan Puric ca artist, cu siguranță un artist de valoare, dar la nivel politic el tot pintonează niște refrene răsuflate ale naționalismului ceaușist, care sincer mi se par cam perimate.
Dan Puric și alții, că nu mai dau nume acum că nu fac. Păi să ne uităm. Dar m-ați întrebat de Dan, sau Dan Puric, de exemplu. Păi, uite, dacă e să o luăm în logica asta. Ce intonează unul, ce intonează altul? Păi Simion sau Dan Puric niciunul, sincer. Da, Simion e bun ca să agite mulțimile, să facă atmosferă sau atmosferă, cum se mai spune în anumite zone. Așa, Dan Puric e bun pentru vârsta a treia. Scuze, m-ați provocat, acum o spun pe de cea dreaptă. Toți puțin, cine e electoratul cel mai disciplinat? Vorbesc prea diplomatic. Cine e electoratul cel mai disciplinat? Auziți ce zice Cristian Tudor Popescu? Care mai votează PRM-ul așa din timpul liber sau îl caută pe Ionitescu pe buletinul de vot? CTP are această teorie că în confruntările directe cu Puric și Ciucă și Ciolacu ar fi făcuți knockout, că nici Diana Șoșoacă nu i-ar fi ușor și că problemele pe care le au acum PSD și PNL cu comasă și ce devin apă de ploaie pe lângă intrarea în cursa lui Dan Puric, dacă ar fi să fie. Are dreptate din perspectiva faptului că Dan Puric e un vorbitor extrem de bun. Și atunci, într-un debate cu mulți candidați care ar putea fi, ar avea un avantaj. E testat în sondaje, domnule Lenaș, Dan Puric? Eu nu l-am testat niciodată, dar probabil cei de la AUR îl testează, dar și aici, din mesajul domnului Puric, din reacția AUR, eu tot am spus în a doua parte a anului trecut că pentru toate partidele anul ăsta e extrem de importantă comunicarea să fie transparentă și pe o linie clară. Mă bucur că toți respectă chestia asta și merg, sunt atât de transparent și o linie extrem de clară. Nu înțeleg. Ok, o să-și testeze. Mie mi se pare mult prea devreme astăzi să discutăm sau să discute partidele în spațiu public despre alegerile prezidențiale. Dar asta e o opinie personală. Păi nu știu, stau și mă gândesc că poate fi o variantă să ieși cu aceste nume. S-a mai invocat și cel al președintelui Academiei, tot așa, un senior cu o anumită alură. Și la domnia sa sunt amestecate teme de astea naționalist. Păi dacă ei poate, l-au avut și pe Călim Georgescu, și apropo de... Păi nu, ăla s-a fumat. Care la un moment dat era așa... Pare că s-a fumat. Mesia, scuze de pe blasfemie. Era toată lumea emoționată. Da, și ați văzut că cum a dat cu muci în fasole. Scuze, s-a fumat subiectul și acum de asta zic, vin cu alte propuneri. Eu cred că o altă apăsare a ori simțită din partea susținătorilor lor este că nu se vorbește despre cine e candidat la primăria capitalei, cine poate fi candidat la președinție. Cine poate face echipă de prim-ministru? Și-au lansat candidatul la Păi și-au lansat, dar pare că își lansează cine? Ca mesajele pe WhatsApp cu valabilitate redusă. E lansat astăzi și valabil două săptămâni. Adică din tot ceea ce face AUR, rezultă clar doar că ei vor să mențină în spațiu public o discuție și despre ei. Și uite că reușesc. Despre domnul Dan Puric, nu știu, este actor, e regizor, e eseist. O fi bun la treaba asta, are o meserie. Despre transpunerea acestei meserii în politică, nu tot timpul este o eficiență foarte mare de translație. Despre ce spunea domnul Tudor Popescu cu o eventuală dezbatere? Păi spuneam, domnul Dan Puric are o meserie. O secundă. Ia că îi face din vorbe, ca să zic așa, să înțeleagă totul. Și pe Ciucă și pe Ciolacu, adică. Care e meseria domnului Ciolacu, domnule Mușat? Dacă întrebăm pe cei care se uită... Dar credeți că în asta se va purta discuția la prezidențiale? Nu, ce meserie ai? Ce știi să faci? Ce meserie, de aur, cum se spune. Ce meserie ai tu, domnule? Pentru că, nu știu dacă Puric vine așa cu ceva cu un atu extraordinar, că zice, fac pantomimă și gata, rup cu informația asta. Prima mea etichetă este, domnule, actor, zona asta culturală. Da, dacă mă întrebesc pe Ciolacu, nu știu ce a făcut, cum a făcut, pare că conduce țara asta exact așa. Nu e actor, adică... Poate fi jucată și așa, domnule, măcar nu sunt actor, poate să spună domnul Ciolacu. Dar măcarul la ce rămâne? E de fapt un ocol foarte lung, Dan Vâlceanu, ca tot Simion să fie de fapt anunțul celor de la AUR? Nu e posibil să fie Simion, până la urmă președintele partidului, dar pe de altă parte trebuie să recunoaștem că un personaj, un om cum e Dan Puric, intrat într-o competiție de genul ăsta și încerc să-mi imaginez acum cum ar arăta o dezbatere în care e un tip care are cuvintele la el, are o anumită carismă. A mai fost și Mitran Diaconu, parcă. Exact, da. Cu domnul Ciolacu. Și-a luat un scor bun. Mm-hmm. Cu domnul Ciolacu și cu domnul Ciucă. Cred că îi dau dreptate domnului Popescu, pentru că, într-adevăr, în scena politică românească lipsește în acest moment un politician serios, carismatic și care să vorbească un vocabular să fie înțeles de oameni, știți?
Dan Puric le cam îndeplinește pe astea. E adevărat că conceptele pe care le susține sunt unele care nu au legătură cu Îi mulțumesc lui Alex Coita. Vorbim despre candidatul care s-ar putea sau nu s-ar putea, după toate sondajele, are prima șansă, de fapt, apropo de candidați independenți, e vorba de Mircea Gioană, care, dintr-un motiv sau altul, a ținut să intre într-o polemică cu PSD-ul, care s-a transformat până la urmă într-un adevărat conflict cu acuzații de minciună, de fantezii și așa mai departe. Despre ce e vorba imediat. Rămâneți cu noi!